zi cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu să ne deschidem ochii și să vedem lumină. Chiar dacă este mai întunecat afară, e norat, știm că după nori este un soare. Și Dumnezeu se îngrijește de toate lucrurile astea. Cred că într-o zi ca aceasta, a fost probabil, s-a ridicat și a plecat la drum, a plecat la călătorie. Nu știu dacă era norat, nu știu dacă era soare, însă el mergea spre Damasc și pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pavel întreabă: cine ești tu, Doamne? Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Pavel s-a trezit în acea zi și a văzut lumină. Și a întrebat: cine ești tu, Doamne? Nu a recunoscut. Nu știu pe cine vrei. Însă Iisus i-a răspuns. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Pavel, măcar că avea ochii deschiși, nu vedea. Timp de 3 zile, nu a mâncat și n-a băut. Pavel nu l-a recunoscut pe Iisus, însă ucenicii care l-au văzut pe Iisus în trup au trecut printr-o experiență similară. Iisus a luat cu el pe Petru într-o zi, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea ei s-a făcut albă, lucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el 2 bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care vrea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei 2 bărbați care stăteau împreună cu el. Și în clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când au văzut într-un nor. Și din nor s-a auzit un glas care zice: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de lumină. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, Pavel s-a trezit în acea zi, vedea că merge lumina. Însă când a văzut adevărata lumină, ochiul lui s-a luminat. Când s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului, nu a recunoscut și a întrebat: cine ești tu? Ucenicii, când a văzut pe Iisus, trupul slab, strălucit, nu au recunoscut. Petru, cel plin de curaj, începe să vorbească și spune: învățătorul, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru Moise. Știa ce să zice învățătorul. Însă Iisus îi răspunde lui Pavel și îi spune: eu sunt Iisus pe care îl cunoști. Dumnezeu le răspunde ucenicilor și le spune: acesta este fiul meu prea iubit, pe el să ascultați. Mirea ochiului este să de lumină. Însă, dacă stăm în întuneric, nu e de niciun folos. Atâta timp cât putem vedea lumina, putem vedea și pe Iisus Hristos. Singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poate să te apropie, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Noi astăzi avem ochii deschiși. Și lumina Evangheliei poate pătrunde în inimile noastre. La fel ca apostolul Pavel, l-am recunoscut pe Iisus. Dacă la întrebarea cine ești tu, Doamne, avem răspuns și l-am recunoscut pe Iisus, putem da răspuns și la întrebarea ce vrei să fac? Și răspunsul deja l-avem prin cuvântul lui Dumnezeu, dar ucenicilor atunci când s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Acesta este fiul meu prea iubit. Haideți în dimineața asta să ne ridicăm în rachinare cu Dumnezeu și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne arate lumina Lui. Ca lumina Evangheliei să ne pătrundă.
ca să recunoaștem Regele Regilor și Domnul Domnilor. Și să ne credințăm Lui. Să ne dăm ființa mea să ardă.
Yeah.
mea și prin tine strălucesc. Cerul cântă, laudă, minunat e Domnul, șege în univers, aleluia și viața mea. Cerul cântă, laudă, minunat e Domnul, șege în univers, aleluia și Apostolul Pavel a văzut pe împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Când l-a văzut, a căzut la pământ. Experiența asta a vorbit de 3 zile pentru că Dumnezeu l-a primit. Cu siguranță ați auzit de Newton, de Isaac Newton, fizician. Se spune despre el că să facă un experiment, a vrut să leagă soarele și s-a uitat la soare în stătul direct, s-a uitat la reflexia soarelui într-o oglindă și intensitatea strălucirii i-a afectat retina și a orbit temporar. Chiar și după ce timp de 3 zile a stat cu jalozele trase în întuneric, imaginea petrei de lumină refuza să dispară. Newton spune, am făcut tot ce mi-a stat în putință să-mi alung din minte imaginea soarelui. Scria el, era de ajuns să mă gândesc la ea și imaginea apăra în fața ochilor, deși mă aflam în întuneric. Dacă ar mai fi privit în oglindă câteva minute, Newton și-ar fi pierdut vederea definitiv. Receptori chimici ai ochiului, acele celule care captează lumina, sunt capabile să suporte intensitatea maximă a luminii soarelui. Apostolul Pavel l-a privit pe împăratul împăraților. Pe Domnul Domnilor singurul care nu murirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți trebuia. Noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Vrem să-L cunoaștem într-o dată. Vrem să-L absorbim. Apostolul Pavel credea că-L cunoaște. Că dacă știe cine este Iisus, să el era cu adevărat în întuneric. Ucenicii credeau că-L cunosc pe Iisus. Însă când s-a arătat în trup de slavă, dacă nu o să ajungem să cunoaștem prea multe detalii cu privire la voia lui Dumnezeu pentru noi, asta nu înseamnă că lui Dumnezeu îi place să ne ținem în tunel, nu, ci ne descoperă câte puțin la momentul potrivit, planul lui pentru noi. Pentru că noi nu avem capacitate absolut.
Însă lumina luminează în întuneric. Și întunericul n-a biruit. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină. Pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind de Dumnezeu. Pavel, când a văzut adevărata lumină, viața lui a fost schimbată. Din prigonitor a devenit propovăduitor. Însă nu-i de ajuns să ai ochii deschiși ca să vezi. Trebuie să vezi adevărata lumină în viața lui Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu a trimis orice de mine să fie luminat. Ioan mărturisea despre el. Și Ioan boteza pe cei care credeau că văd adevărata lumină. Însă el îl vestea pe cel care poate ierta cu adevărat păcatele. Cuvântul Domnului ne spune prin profetul Isaia, de vor fi păcatele cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lumina. Dacă păcatele vieții tale te-au ars, poate încă te ard, atât de mult încât ai devenit ca cenușa. Dacă la întrebarea Pavel spune pe somnilor, odinoare erați în întuneric, dar acum sunteți în Domnul, în lumină. Umblați, deci, și după tine. Haideți să ne punem toate încrederea în El. A El să ne lumineze, să trăim cum El a trăit. Ca lumea întreagă să fie luminată. Noi suntem chemați să fim copii ai Lui. Dumnezeu să ne ajute și să ne întâlnească.
ești cel mai mare din îndurare, atotputernic ești peste toate. Tu dai iertare, dai vindecare, doar Tu, doar Tu. Ești cel mai mare din îndurare, atotputernic ești peste toate. Yeah.
ceva, dar n-a strâmbuit altul și are nevoie de două relații. Aș vrea să ne rugăm pe Dumnezeu. Am cântat și cel mai mare la iertare, la iubecare cu altul. Haideți să ne rugăm, Doamne, dacă vrei, bineînțeles că Domnul face tot ce vrea, dacă se poate, dacă știu eu, dacă poate intervii cumva acolo, haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și să o vindece pe Dan. Amin? Și cel mai mare, Doamne, Tu dai vindecare. Haideți să ne rugăm. Noi trebuie să ne rugăm plin de credință înaintea Domnului. Haideți să stăm înaintea Domnului pentru Dan. O cunoașteți majoritatea de aici. De multă vreme e bolnavă. Dumnezeu a intervenit în viața ei în timp miraculos și credem că Dumnezeu poate să intervină iar. Și haideți să continuăm să ne rugăm pentru ea. Thank you.
Coloseni, capitolul 2, versetul 13, 14 și 15. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, neteată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El. După ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu plin de bucurie și să-i mulțumim pentru că El ne-a scos la lumină. Amin. Pe veci eu sus schimbat.
merită toată lauda și toată gloria în această dimineață. Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la 36, pentru că până la 36 am făcut data trecută, a fost Conciliul din Ierusalim, da? De 15 cu 36 până la capitolul 16 cu 40, adică tot capitolul 16. Ne aflăm după Conciliul de la Ierusalim. Am văzut înainte de conciliu, am avut de-a face cu prima călătorie misionară a apostolului Pavel. Pavel împreună cu Barnaba au mers și au înființat biserici în Asia Mică. Mai multe biserici, creștinismul s-a extins extraordinar de mult și cu o repeziciune uimitoare, dar au apărut probleme în sânul creștinismului, în sensul că iudaizatorii au venit și au spus că cei dintre neamuri care trebuie să se întoarcă la creștinism, care se întorc la creștinism, trebuie să mai țină și legea lui Moise ca să fie mântuiți. Și atunci s-a întâlnit Conciliul din Ierusalim, am văzut asta data trecută, și au hotărât că cei dintre neamuri nu trebuie să mai țină legea lui Moise, că de fapt mântuirea se obține doar prin jertfa lui Iisus Hristos și că nimeni nu poate adăuga nimic la mântuire, da? Totul a făcut Hristos, suntem mântuiți doar prin harul Domnului, nu prin ceea ce facem noi, prin eforturile noastre personale, prin faptul că ținem anumite legi, ne încadrăm în anumite standarde. Mântuirea se obține, mântuirea este prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Acum urmează, de fapt, atunci la Conciliul din Ierusalim, apostolii din Ierusalim i-au trimis pe Pavel și pe Barnaba cu încă câțiva ca să ducă scrisoarea, rezoluția Conciliului de la Ierusalim în întreg Imperiul Roman, în locurile unde s-a împânzit creștinismul, pentru ca frații să o cunoască. Și pleacă Pavel, Barnaba și ceilalți de la Ierusalim cu această scrisoare. Vom avea de-a face în continuare cu cea de-a doua călătorie misionară a apostolului Pavel, care de data aceasta, în mod surprinzător, planul se schimbă, planul lui se schimbă la un moment dat și ajunge în, din Asia Mică, unde vroia să meargă, ajunge în Grecia, în cetățile din Grecia, ca să vestească Evanghelia, să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să citim textul și ca să fim eficienți, ca să învățăm ceva, vă rog, în timp ce îl citim, gândiți-vă la el, puneți-vă întrebări, să medităm cu atenție la textul acesta ca să putem să fim eficienți și să învățăm ceva cu adevărat. Deci de la 15 cu versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise în Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învățea pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim.
Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei, ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Pavel, după ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samatracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filip, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și Sila și l-au târât până în piață înaintea fruntașilor. L-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila și i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și celor tuturor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei care purtau nuiele să spună temnicerilor: dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: dregătorii au trimis să vi se dea drumul, acum dar ieșiți și duceți-vă în pace. Dar Pavel a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani,
Ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns? Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuiele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângăiat pe frați, au plecat. Cam aceasta se petrece în capitolul 16, este parte a celei de-a doua călătorii misionare a Apostolului Pavel. Va fi extraordinar să privim în această porțiune, în acest episod din viața bisericii creștine, să privim cum biserica, în ciuda atâtor frământări care apar, în ciuda problemelor care o apar, sub călăuzirea Duhului Sfânt, condusă de Duhul Sfânt, să vedem cum biserica propășește și tema principală de aici este și ceea ce se vede în mod clar, este triumful Evangheliei asupra lumii păgâne. Atunci când, bineînțeles, când credincioșii se lasă călăuziți de Duhul Sfânt și când sunt gata să plătească prețul ascultării de Dumnezeu. Și aș vrea să luăm pentru început pasaj cu pasaj și după aceea să încercăm să aplicăm textul și să venim cu câteva lucruri de acolo pentru viețile noastre. Prima parte, partea aceasta în care explicăm fiecare pasaj, o aveți și în pliant. Din a doua parte aveți doar puțin în acele pliante pe care le-ați trimis, partea aplicativă. Primul text și prima parte a textului, aș vrea să vedem fiecare episod în parte. Vom întâlni aici, vom vedea cum Evanghelia, am spus, propășește în mod extraordinar în ciuda tuturor problemelor care apar. Haideți să analizăm și să vedem ce se întâmplă în text. Primul text, 15:36 la 41, este episodul acela când Pavel se desparte de Barnaba. Apare un conflict între Pavel și Barnaba. Dacă vă amintiți, în prima călătorie misionară, l-au luat cu ei pe Marcu, pe Ioan Marcu. Știți cine era acest Ioan Marcu? Ucenicii împreună cu Iisus se adunau la ei în camera de sus, acolo a fost cina cea de taină. Ioan Marcu se pare că era foarte tinerel atunci când se adunau acolo ucenicii. Stătea și el să vadă ce se întâmplă, dar atunci când a plecat Iisus cu ucenicii în grădina Ghețimani, urma să fie prins, când a văzut că ei pleacă cu toții și a luat în grabă, un ceva pe el, pentru că când l-au prins pe Iisus, el a fugit și cineva a vrut să-l prindă și pe el și și-a lăsat haina și a fugit și spune că a fugit gol de acolo. Asta ne povestește chiar el în Evanghelia după, Marcu. Era un tinerel care, în casa căruia s-a adunat Iisus și după aceea apostolii și acolo în casa lui Ioan Marcu, da? Acum, se pare că era și rudă cu apostolul Pavel. Dar ce se întâmplă? În prima călătorie misionară, pentru că era tânăr și fără experiență, întâmpinând greutăți, a spus: eu mă duc acasă, nu mai pot. Și ei aveau deja echipa bine formată, dar Ioan Marcu a spus: nu-i pentru mine asta, mă duc înapoi acasă, e prea greu. Așa se întâmplă când nu ai experiență, când greutățile vin și nu ești format pentru asta, când responsabilitățile apare, a văzut prigonirile care vor veni, a văzut tot și a spus: îmi pare rău pentru voi, dar mergeți voi în misiune, da? Eram prin 90 și ceva, eram la București și
era un institut biblic paralel cu al nostru, unde erau foarte mulți, veneau din țară și erau acolo fete care toate se vedeau misionare prin Africa, pe la indieni, pe la chinezi, pe la... nu știu câte din ele au ajuns, da? E ușor de spus că mergi în misiune, dar vom vedea și în ziua de azi că misiunea nu-i așa de ușoară, da? Nu e așa de ușoară și vom vedea ce înseamnă să fii misionar. Ce se întâmplă aici? Apare conflictul acesta între Pavel și Barnaba. Pavel încearcă să argumenteze că Marcu nu-i pregătit pentru lucrarea misionară și nu pot să-l ia cu el. Însă Barnaba era de altă părere. Textul nu insistă mult pe conflict, în schimb textul ne spune că neînțelegerea aceasta între Pavel și Barnaba a fost atât de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Deci, efectiv, nu s-au înțeles pe acest subiect și au spus, nu-i nimic, atunci eu mă duc într-o parte, a spus Pavel, tu te duci în altă parte. Și nu este vorba de ruperea unei relații, ei au rămas, sau stricarea unei prietenii, nu este vorba de ruperea bisericii din Antiohia, nu este vorba de o schismă în creștinism, pur și simplu Pavel și Barnaba nu au mai mers împreună în misiune, nu au mai lucrat împreună. Vom vedea mai târziu că în momentul când era în temniță și îi scrie lui Timotei, Pavel îi spune să-l aducă și pe Marcu acolo, că are nevoie de el la sfârșitul vieții lui. Adul și pe Marcu, pe care nu a vrut să-l ia în această misiune, da? Totul a fost un rezultat bun până la urmă, pentru că dintr-o echipă misionară s-au format două echipe misionare și ei au plecat de acolo cu binecuvântarea fraților din Antiohia. Frații din Antiohia nu le-au spus, dacă nu vă înțelegeți, atunci nu vă mai dăm girul, nu mai plecați niciunul. Au spus, nu-i nimic, nu vă înțelegeți, mergeți voi într-o parte și voi în alta. Și formăm două echipe misionare și e un câștig, da? Acest pasaj insistă pe faptul că în cadrul creștinismului există loc pentru diferențe și chiar pentru conflicte. Nu trebuie să gândim toți la fel și nu trebuie să avem exact aceleași opinii și convingeri, și de aici apar unele conflicte. Dar conflictele, atenție, dacă luăm contextul, și poate tocmai de aceea ai pus aici acest text, dar conflictele și diferențele sunt acceptate în domeniul lucrării și deciziilor practice cu privire la lucrare. Ele fiind însă, așa cum am văzut în Scriptura aici, în capitolul 15, intolerabile atunci când este vorba despre doctrina mântuirii prin har sau despre credința, mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Nu-i vorba de a avea păreri diferite atunci când vorbim despre faptul că mântuirea se capătă doar prin credința în Iisus Hristos. Dar poți să ai păreri diferite când spui vreau să merg într-o parte sau în alta, vreau să lucrez cu cutare sau cu cutare, poți să ai păreri diferite, vreau să merg într-un loc sau altul, vreau să propovăduiesc așa sau în alt fel. Există loc în creștinism pentru așa ceva, există loc pentru păreri diferite, există loc pentru inițiativă. Pentru toate acestea există loc în creștinism, da? Al doilea text, 16 cu 1 până la 5. Aici avem, la prima vedere, o încălcare flagrantă a Conciliului de la Ierusalim, a hotărârii Conciliului de la Ierusalim. Ce ne prezintă acest pasaj? Este un paradox. Pe de o parte, Pavel pare hotărât să răspândească rezoluția Conciliului, iar pe de altă parte îl ia pe Timotei ca să-l ia cu el în misiune și spune Timotei, înainte de a veni cu mine în misiune, tu trebuie să te tai împrejur. Stai, Pavele, pentru ce ai făcut atâta zarvă și ai răsculat toată lumea de atunci? Te-ai dus la Ierusalim și ai adunat Conciliul Apostolilor. Te-ai ridicat în picioare și ați avut acolo discuții nenumărate cu iudaizatorii. Ai scris epistola către Galateni în care ai scris că dacă vă tăiați împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic, da? Pentru ce, Pavele, acum mă iei pe mine, Timotei, și îmi spui că dacă vrei să vin cu voi, trebuie să te tai împrejur, Timotei, da?
Aș vrea să fim foarte atenți la ceea ce ne spune textul aici și observăm că Pavel a făcut acest lucru și l-a tăiat împrejur pe Timotei, nu pentru ca acesta să poată fi mântuit. Și Scriptura e atât de clară. Pavel l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui este grec. Iudeii știau că tatăl lui Timotei este grec, în schimb mama lui era evreică și aveau motive serioase să pună la îndoială faptul că Timotei era tăiat împrejur. Timotei nu era unul dintre neamuri, mama sa era evreică și era apropiat comunității evreiești. Pe vremea aceea, evreii manifestau o toleranță destul de considerabilă față de cei dintre neamuri. Nu era o problemă dacă cineva dintre neamuri, așa de mare, pentru că iudaizatorii spuneau că este, dar pentru evrei în general, dacă cineva dintre neamuri nu era tăiat împrejur, e dintre neamuri, nu-i de al nostru, nu-i tăiat împrejur. Dar era o problemă extraordinară atunci când era vorba de un evreu și când acest evreu nu era tăiat împrejur. Evreii nu puteau să accepte acest lucru. În misiunea sa, Pavel știa că trebuie să vestească Evanghelia, așa cum a spus Iisus, mai întâi iudeilor și apoi grecilor, tocmai de aceea de prima dată, de fiecare dată intră într-o sinagogă și caută pe cei din neamul lui pentru care inima lui bătea. Și cei din echipa misionară trebuiau să fie primiți bine și de iudei și de greci. Care era echipa misionară? Din câți era formată? Era apostolul Pavel, care era evreu, avea și cetățenie romană, vom vedea mai târziu. Era Sila, care era din nou evreu, nu știm dacă avea cetățenie romană sau nu. Era Luca, da, care era din nou evreu, dar se pare că unul dintre ei mai avea cetățenie romană. Vedem atunci când Pavel spune pe noi care suntem romani, ne-au bătut cu nuiele, o să vedem. Și era Timotei, da? Erau patru în echipa misionară, toți erau iudei. Da, la origine, toți erau iudei. Și atunci puteau cu ușurință să meargă să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu iudeilor. Dar dacă ar fi auzit iudeii că unul dintre ei este iudeu, dar nu-i tăiat împrejur, ar fi considerat aceasta o sfidare și și-ar fi închis urechile de la început la mesajul Evangheliei. Și atunci Pavel îl taie împrejur pe Timotei, tocmai pentru asta, ca să poată să vestească cu ușurință Evanghelia iudeilor. Nu este o încălcare a ceea ce au hotărât frații la Ierusalim. Timotei nu face altceva decât ceea ce spune Pavel în 1 Corinteni 9, acolo e un pasaj frumos unde spune: cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul grec, m-am făcut totul pentru toți, numai ca să-i câștig pentru Hristos. Asta înțelege și asta face Timotei. Da, Pavel, chiar dacă nu era așa ușor pentru un om matur în vremea aceea să se taie împrejur, da? Dar Timotei spune: Pavele, dacă trebuie, mă fac totul pentru toți, numai ca să-i câștig pe oameni pentru Hristos, numai ca să pot fi de folos în vestirea Evangheliei. Priviți câtă renunțare și câtă dăruire din partea lui Timotei. Putea să spună Timotei: nu, Pavele, tocmai ai venit de la Ierusalim, tocmai vii cu hotărârea. Pavele, hai să le arătăm că nu trebuie să ne tăiem împrejur, da? Pentru ce să mă tai eu împrejur? Nu, Timotei, a spus Pavele, lasă, mă fac cu iudeul iudeu, cu grecul grec, mă fac totul pentru toți ca să-i câștig pentru Hristos. Extraordinar Timotei acesta, tocmai de aceea devine un om al lui Dumnezeu extraordinar în Noul Testament, da? 16:6-10. Aici este un pasaj care din nou ne ridică ceva probleme atunci când îl citim. De fapt, haideți să mai mergem puțin pe capitolul 5. Am vrut să rămân doar la pasajul acela că bisericile se întăreau prin credință și sporeau la număr din zi în zi. E extraordinar repeziciunea cu care s-a răspândit cuvântul lui Dumnezeu în vremea aceea.
Acum, în capitolul de la 6 până la 10, vedem un lucru care din nou ne face să ne punem semne de întrebare, da? Cu siguranță că apostolul Pavel și-a planificat cu minuțiozitate călătoria, cea de-a doua călătorie misionară. Nu mă îndoiesc că un om ca apostolul Pavel nu a avut o agendă în care a scris exact pas cu pas unde va merge și ce va face. El vroia să fie eficient. Da? Cineva mi-a zis odată că se întâlnește cu un om de afaceri și îi spune: mă, cum îți mai merg afacerile? Oh, cam prost, da. Mi-am cumpărat agenda, de acum o să-mi meargă bine, da. Pavel vroia să fie eficient și nu mă îndoiesc că și-a planificat cu minuțiozitate fiecare moment al călătoriei, așa cum trebuie să fie, de fapt, să planifici, vom vedea mai târziu, dar există aici din nou un paradox. Când Pavel vrea să intre în Asia Mică, să vestească Evanghelia, spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost opriți de Duhul să vestească Evanghelia în Asia Mică, acolo unde a planificat apostolul Pavel să meargă. După aceea o ia pe deasupra și spune Pavel: da, nu pot aici, hai că o iau pe deasupra, dar tot acolo ajung, că mă duc roata așa, da? Și trece prin ținutul Frigiei, Pamfiliei și vor să coboare jos prin Misia și spune că au fost opriți din nou de Duhul Sfânt. Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Hopai! Ce se întâmplă? Dumnezeu avea alt plan. Categoric, Dumnezeu, Pavel probabil deja a intrat în, s-a întrebat: Doamne, dar ce se întâmplă? Ne-am planificat să venim aici, nu există nicio șansă să vestim cuvântul lui Dumnezeu în Asia. De ce ne? Și Dumnezeu îi se descoperă concret apoi lui Pavel într-un vis, când un om apare în fața lui și îi spune: treci în Macedonia și ajută-ne. Macedonia era pe pământul grecesc și spune Luca, spune: atunci am înțeles că Dumnezeu ne cheamă ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu acolo în Macedonia. Este interesant faptul că Duhul Sfânt intervine peste ceea ce și-a planificat echipa misionară și oarecum le dă peste cap planurile lor. De asemenea, este de remarcat și faptul că Pavel acceptă această, între ghilimele, umilință. Spune: da, dacă ăsta e planul Domnului, renunț la planurile mele, da? Accept această umilință pentru a asculta și lăsându-se călăuzit în totalitate de cuvântul lui Dumnezeu. Voi insista asupra acestui aspect mai mult în aplicația textului, da? Apoi avem de-a face cu un alt pasaj, convertirea Lidiei, da? Pavel ajunge în Grecia și ajunge în Filipi, da? De la 11 la 15. În Filipi, acolo după câteva zile, în ziua sabatului, ies undeva lângă râu, unde credeau că există un loc de rugăciune și stă acolo jos și le vorbește femeilor adunate la oaltă. Era una Lidia, care era o femeie cu vază acolo, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima, spune, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Pasajul insistă aici și doar în faza aceasta, acest lucru aș vrea să-l amintesc și să remarc pe textul acesta, pasajul insistă aici pe intervenția directă a lui Dumnezeu care face posibilă convertirea ei. Nu ei au mântuit-o pe Lidia. Spune: Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Duhul Sfânt a fost acolo și a lucrat la inima Lidiei ca ea să se întoarcă la Dumnezeu. Iată că Duhul Sfânt nu numai că îi călăuzea în ce ținut să vestească Evanghelia, dar era direct implicat. Era implicat acolo în procesul convertirii, în procesul nașterii din nou. Duhul Sfânt era cu ei și era la lucru, da?
Versetul 15 ne sugerează că Lidia era o femeie dintre neamuri. Ea are nevoie de confirmarea faptului că a fost acceptată de Dumnezeu și această confirmare vine în forma prezenței iudeilor, acestor misionari iudei în casa ei. Și ea le spune, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, dacă credeți că Domnul m-a acceptat și sunt mântuită, atunci haideți voi iudei în casa mea, o casă a neamurilor. Da? Și... ei nu o pot refuza, spune, ne-a silit aproape să intrăm, da? Și ei intră și zăbovesc, poposesc acolo în casa Lidiei, da? Mergem mai departe, pasajul 16-18, aici este din nou un pasaj destul de interesant. O ghicitoare începe să umble după ei, după ucenici și să spună, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Și Pavel se întoarce spre ea și îi face așa, da? Ok. Nu? Îi spunea bine. Ei vă vestesc calea. Ajuta! Mersi. Nu asta face Pavel. Pavel știa că are un duh de ghicit și Pavel știa că nu există nicio legătură între creștinism și ghicitorie și vrăjitorie. Oare pericolul era următorul: se transmitea celor din cetate mesajul că misionarii și ghicitoarea sunt de aceeași parte a baricadei, eventual slujesc aceluiași Dumnezeu. Dacă misionarii creștini primeau confirmarea de la o ghicitoare, înseamnă deci că între creștinism și spiritism există legături strânse. Ăsta era pericolul, da? Dar creștinismul, și asta a vrut să arate apostolul Pavel și Dumnezeu atunci, n-avea nici cea mai mică legătură cu orice formă de ghicitorie sau spiritism, fie sau de magie, fie ea magia albă numită sau oricum altcumva. Creștinismul condamnă ghicitoria, ea este aceea care deschide poarta spre o lume demonică. Oamenii spun, da, dar m-am dus la ghicitor și mi-a spus din viitorul meu și mi-a spus ce mi se va întâmpla, da? Dumnezeu spune să nu mergi la ghicitor. Da, îți va spune poate din viitor, îți spune ce sunt. Dumnezeu ne descoperă din viitor, doar următorii pași pe care trebuie să-i facem. Atenție! Dumnezeu niciodată n-a lăsat să ne descopere să știm viitorul nostru. Știm viitorul nostru final, că suntem în ceruri, în prezența lui Dumnezeu și ne putem vedea acolo, ăla-i sigur, dar aici pe pământ Dumnezeu a lăsat ca să ne descopere pas cu pas. În Psalmul 119 spune, cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Candelele din vremea aceea vedeau când le țineai în mână doar următorul pas, un metru în fața ta și în jurul tău, următorul pas pe care să-l faci. Nu vedeai mai mult și făceai un pas și în momentul când l-ai făcut, îl vedeai pe următorul. Mai făceai unul și atunci îl vedeai pe următorul. Asta însemnau candelele și așa ne călăuzește Dumnezeu. Dumnezeu nu ne spune ce se va întâmpla în viitorul nostru peste 5 ani, doar dacă acest viitor ar influența în mod categoric viața noastră spirituală de acum, da? Sau Dumnezeu ne spune câteodată un lucru din viitor ca să schimbăm ceva în prezent, a merge la ghicitori, a merge oriunde, la proroci, dacă vreți, dragii mei, ca să-ți spună ce ți se va întâmpla, înseamnă ghicitorie, vrăjitorie și o spun cu toată responsabilitatea, oricât de vestit ar fi prorocul acela, da? A merge să spună ce se va întâmpla în viitor, da? Dumnezeu ne descopere din viitor doar lucruri care pot să schimbe viața noastră în prezent, acum. Da? În rest, noi suntem chemați să ne încredem în Domnul și să mergem înainte, încrezându-ne în Dumnezeul nostru. Și Dumnezeu spune să nu te duci la ghicitor, să nu te duci la vrăjitor, da? Să nu transformăm lucrarea Domnului și creștinismul în ghicitorie și vrăjitorie. Să nu credem că Dumnezeu lucrează în felul acesta, da? Există practici în zilele noastre când oamenii merg la
din proroc în proroc și umblă de la un proroc la altul și să văd ce-mi va mai spune Domnul acolo și să văd ce-mi va mai spune Domnul dincolo, da? Dumnezeu mi-a descoperit multe lucruri prin proroci și mi-a ieșit în față în momente cruciale ale vieții mele și mi-a spus, nu așa trebuie să faci, ci așa, da? Dar niciodată nu voi alerga la proroc, din proroc în proroc, ca să caut ce mai spune Domnul cu privire la viitorul meu, ce mai spune Domnul cu privire la ce se va întâmpla, nu, pentru că vreau să mă încred în Dumnezeu și nu voi transforma lucrarea Domnului în ghicitorie, da? În ghicitorie, niciodată. Dumnezeu ne va ieși înainte atâta timp cât ne punem toată încrederea în El și cât stăm lângă El și cu siguranță ne va călăuzi pas cu pas, pentru că El își dorește mai mult decât ne dorim noi să ne călăuzească și să fie alături de noi, să ne poarte de mână și să ne ducă mâna Lui și să ne ducă până acolo în cerul Lui, da? Așa ne călăuzește Dumnezeu. Și creștinismul se detașează categoric de lumea ocultă, de ghicitorie și de vrăjitorie. Soluția a fost pentru Pavel exorcizarea acestei ghicitoare. Se întoarce spre ea și îi spune, Duh rău, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară din ea. Și atunci Duhul rău părăsește și Pavel, sau mesajul adresat mulțimii, a fost cât se poate de clar. Ghicitoria este condamnată de misionarii creștini ca aparținând unei lumi rele, demonice, iar puterea Dumnezeului creștinilor, acesta a fost mesajul, este mai mare decât puterea lumii oculte. Creștinismul se delimitează clar în fața acestei mulțimi de ghicitorie și de orice formă de spiritism. Fie ele, dați-mi voie să vă spun, forme penticostale. Cred în proroci. Știu că sunt proroci buni, dar sunt și proroci falși. Aveți grijă și încredeți-vă mai bine în Domnul și Dumnezeu vă va trimite în momente cruciale oameni prin care vă va vorbi ca să vă ghideze așa cum vrea El pe calea Lui. S-a dus câștigul de la această vrăjitoare și oamenii s-au supărat, da? Oamenii s-au supărat și în pasajul următor vedem cum i-au aruncat, i-au luat, i-au bătut cu nuiele. Supărați au spus oamenii aceștia, ne vestesc lucruri pe care nu trebuie să le auzim, nu trebuie să le știm noi romanii, i-au bătut cu nuiele, supărați, și i-au aruncat în temniță pe Pavel și pe Sila. Și avem de a face în 19 la 34 cu convertirea temnicerului. Atacul celui rău prin ura acestei mulțimi nu a făcut decât să-i ducă pe misionari în locul unde se mai afla un suflet ce trebuia mântuit. Și astfel Pavel și Sila au primit multe lovituri și apoi au fost aruncați în temniță cu picioarele în butuci. Putea să spună Pavel, Doamne, da, noi am ascultat de Tine, n-am urmat calea mea prin Asia Mică, ci când mi-ai vorbit am venit aici în Grecia ca să vestesc cuvântul. De ce lucrurile nu merg ca pe roate dacă eu ascult de Tine? De ce dacă eu mă încadrez acolo pe făgașul voii Tale, de ce trebuie să am probleme, de ce trebuie să fiu aruncat în temniță, de ce trebuie să se întâmple lucrurile acestea cu mine? Putea să întrebe în felul acesta apostolul Pavel, nu-i așa? Uneori credem că dacă ascultăm de Dumnezeu și dacă ne supunem Lui și voinței Lui și dacă îi slujim Lui, nu trebuie să existe probleme. Există probleme. Pavel a fost aruncat în temniță, a fost bătut, a fost scos afară, a fost... Dar Pavel știa că toate acestea sunt îngăduite de Dumnezeu, da? Sunt îngăduite de Dumnezeu și că Dumnezeu va interveni și că Dumnezeu are un plan prin toate acestea. Există probleme pentru că suntem pe pământ, da? Și suntem într-o lume în care domnește Satan, da? Și a face lucrarea lui Dumnezeu, da? Nu poți să vii și să spui, Doamne, dar eu vin aici la închinare și vin la repetiții și cânt și fac cu tare, vin și predic și vin, știu, mă implic la copii, la unde mă implic, mă rog pentru biserică, Tu știi că în fiecare, Doamne, de ce trebuie să existe piedici și probleme, Doamne? Există, le-au avut misionari. Sau mai sunt unii care
Da, eu mă implic în slujire, dar să mi se asigure asta, 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 să mi se pună la dispoziție condițiile care trebuie să mi se pună ca să pot să slujesc, altfel doar n-ai vrea să mă implic și să n-am nimic. Nu, cum vine asta, da? Cum vine asta? Nu așa au pus problema apostolii, da? Fac totul pentru Evanghelie, sacrific tot, dau tot, chiar dacă mă bag în temniță, chiar dacă n-am nimic, chiar dacă nu mă mai susțin ăștia în lucrarea misionară și mor de foame, nu-i nimic, merg înainte și lucrez pentru... Așa, cam așa au pus problema apostolii, da? Și problemele apar, da? Dar ei sunt puși în temniță și priviți ce extraordinar lucrează Dumnezeu. Acolo Dumnezeu avea de vorbit unui temnicer, da? Și pe la mezul nopții, Pavel și Sila se rugau, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și ceilalți îl ascultau și la un moment dat se face un cutremur de pământ, lanțurile cad, temnița se deschide și vine, sare temnicerul acolo în mijloc și ia sabia să se omoare, pentru că dacă prizonierii ar fi fost eliberați, el ar fi fost omorât dimineața. Atunci Pavel spune să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Și în momentul acela, temnicerul, un om crud, un om dur, un om, vă imaginați cum era omul ăsta, avea de-a face numai cu oameni răi, cade la picioarele lui Sila și lui Pavel, da? Este extraordinar modul dur în care Dumnezeu îl folosește ca să-l convingă pe acest temnicer să capituleze. Cade la picioarele lui Sila și lui Pavel și spune: fraților, ce să fac ca să fiu mântuit? Minunea este că Domnul poate să mântuiască nu numai o femeie evlavioasă ca Lidia, da? Ci și un om împietrit sau crud, cum era temnicerul. Și metodele folosite de Dumnezeu pentru temnicer sunt pe măsură. Vedeți, cu tremuri, prizonieri eliberați care l-ar costa viața. Și ultimul pasaj, și apoi să vedem, să trecem la aplicații. Pavel se folosește de drepturile lui de cetățean roman. La primirea veștii că au fost eliberați, ce fac dregătorii din cetate? Spun: Pavele, îl sună pe temnicer, da? Și îi spun: alo, dă-le drumul prizonierilor ălora, echipei alea misionare, da? Și ăsta zice: bine, ok. Și atunci merge la misionar și le spune: sunteți liberi, dregătorii au zis să plecați. Și Pavel spune: hei, stați așa, după ce ne-au bătut cu nuiele pe noi care suntem romani, fără să fim judecați, acum spun că ne dau drumul? Fără să... Nu ne ducem. Să vină ei să discute cu noi aici, da? Apostolul Pavel vroia să transmită un mesaj clar și sunt cel puțin două motivele pentru care Apostolul Pavel face acest lucru. Vreau să specific dinainte, Pavel era cetățean roman și a cumpărat acest drept pe bani. Se putea cumpăra cetățenia romană, da? Un cetățean roman în vremea aceea, după dreptul roman, nu avea voie să fie pedepsit înainte de a fi judecat. Și era o lege foarte strictă în sensul acesta. Trebuia să aibă parte de o judecată dreaptă, de o judecată cinstită. Ori ei au fost aruncați în temniță fără să fie judecați. Ei, Pavel și spune să vină să discute cu noi, nu ne aruncă numai așa afară după ce au făcut răul acesta și ne-au bătut fără să fim judecați. Pavel vroia în primul rând să transmită dregătorilor că acuzațiile de care au fost învinovățiți nu erau reale, da? Pentru că au spus: oamenii aceștia vestesc niște lucruri pe care noi romanii nu trebuie nici să le auzim. Și probabil când au venit dregătorii au încercat să le explice că acuzațiile nu aveau nicio bază reală și probabil s-a folosit încă un prilej să le vestească Evanghelia. Dar în al doilea rând să ne imaginăm că frica adusă în inimile dregătorilor, da, care au încălcat dreptul roman, avea să devină un obstacol față de inițierea unor programe, prigoane asemănătoare. Pavel vroia să-i protejeze pe creștinii de acolo din Grecia, vroia să-i protejeze de prigoane din Filipi, în special de prigoane asemănătoare. Dregătorii aveau să fie mult mai temperați atunci când îi aruncau pe creștini în temniță în urma unor acuzații neverificate. Deci Pavel vroia să-i protejeze, știți? Pavel a acceptat cu toată
dragostea și pentru Hristos a acceptat prigoana când ea a venit. Dar atunci când s-a putut apăra, s-a apărat. Da? S-a apărat. Nu a spus, trebuie să mă bag cu capul înainte, la moarte cu mine pentru Hristos. Nu. S-a apărat și a făcut-o cât a putut de bine, ca să scape de prigoană. Dar dacă nu s-a putut scăpa, a spus, o accept pentru Hristos. Cam asta este și trebuie să fie atitudinea creștină. Și acum aș vrea să trecem la câteva aplicații pe acest text. Și sunt trei lucruri pe care vreau să le amintesc acum la aplicații. Primul, călăuzire. Asta reiese atât de serios din textul acesta. Călăuzirea Domnului în lucrare, da? Ca să fii eficient în lucrarea Domnului, trebuie să ai în vedere două lucruri. Unu, trebuie să planifici, să știi de unde pleci, unde vrei să ajungi și care sunt pașii pe care trebuie să-i faci ca să ajungi acolo. Este evident din textul acesta că Apostolul Pavel și-a planificat cele mai mici detalii din călătoria misionară. Dar al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc și care pare să-l contrazică pe primul, dar nu-l contrazice, trebuie să fii gata să-l lași pe Duhul Sfânt oricând să-ți schimbe planurile. Te întrebi, oare n-am fost destul de inspirat atunci când am planificat? Aduceți-vă aminte că Apostolul Pavel nu a avut de ales din două lucruri rele, da? Nu era rău să vestească cuvântul lui Dumnezeu în Asia, da? Dar Dumnezeu avea nevoie de el dincolo, în Grecia, da? Să planifici, dar să fii gata oricând să-l lași pe Duhul Sfânt să schimbe planurile. Expresii ca au fost opriți de Duhul Sfânt sau Duhul lui Iisus nu ne-a dat voie. Ne fac să înțelegem că nu a fost ușor pentru Pavel să accepte că Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să-i redirecționeze. Echipa misionară nu avea de ales, așa cum am spus, între o variantă bună și una rea, ci avea de ales între ce este mai eficient. Pavel a înțeles că lăsându-se călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, este cel mai eficient în lucrare. Întrebare, oare Pavel nu a fost călăuzit de Duhul atunci când și-a planificat călătoria? Ba da, cu siguranță Pavel s-a rugat pentru planificarea călătoriei. Dar, Dumnezeu oricând poate să vină și să intervină și să schimbe lucrurile și să spună, da, Pavel, ai planificat asta pentru că ți-am dat înțelepciune, te-am lăsat să distingi ce este bine, ai planificat să mergi în Asia Mică, dar eu te vreau dincolo, pentru că poate Asia Mică nu-i pregătită pentru că în Evanghelie, poate dincolo, și poate dincolo sunt mai pregătiți, poate dincolo am de lucrat. Și Pavel acceptă că Dumnezeu e suveran și peste planurile lui. Aceasta trebuie să se întâmple și în biserică. Trebuie să existe planificare. Nu poți să mergi haotic, dar oricând să fii dispus să-l lași pe Duhul Sfânt, să schimbe macazul, să schimbe planurile și de asemenea în viața noastră personală. Zi de zi ne confruntăm cu alegeri. Este extraordinar să înțelegem că Dumnezeu vrea să ne călăuzească și că Duhul Sfânt vrea să ne călăuzească. Aceste alegeri ne transformă și au implicații directe asupra destinului nostru pământesc și etern. Și fără călăuzirea lui Dumnezeu nu știm unde am ajunge. Sunt alegeri pe care le facem care presupun a îl supăra pe Domnul, a păcătui sau a nu păcătui, da? Nu trebuie să ne punem problema să fur sau să nu fur, da? Dar sunt și alegeri pe care le facem în care alegem din două lucruri aparent bune sau două lucruri care sunt bune amândouă, numai nu știm ce să alegem sau unde suntem mai eficienți. Să-mi aleg serviciul la care să merg, să-mi aleg partenerul de viață, da? Să-mi aleg, știu eu, școala la care să merg, să-mi aleg biserica în care să fiu, să-mi aleg lucrarea pe care să o fac, slujirea mea sau modul în care slujesc, echipa în care mă implic, grupul la care merg, da? Trebuie să alegem și în domeniile acestea, în toate aceste domenii, indiferent că ele sunt considerate de noi sacre sau dincolo profane, pentru că Dumnezeu se implică în toate domeniile vieții noastre, în toate acestea Dumnezeu vrea să ne călăuzească spre cel mai eficient lucru pentru noi, ca să luăm deciziile care ne fac cei mai fericiți, care
care aduc semnificație și care aduc viață în noi. Asta vrea să facă Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne călăuzească în fiecare zi, să ne poarte de mână, și Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră. Ei, aici, în domeniile acestea, Dumnezeu vrea să se implice și să ne călăuzească. Dragii mei, nu e vorba de a alege între un lucru rău și un lucru bun, ci e vorba de a accepta voia Domnului și, încrezându-ne în El, să știm că atunci când o acceptăm pentru noi, suntem cei mai eficienți în lucrarea noastră, suntem fericiți, mergem de mână cu Dumnezeu. Există un război spiritual în sensul acesta. Există o luptă. Diavolul vrea să nu fim eficienți. Diavolul vrea să ne pierdem timpul degeaba. Diavolul vrea să mergem pe cărări infundate, acolo unde se închid ușile. Diavolul vrea să ne facă să ne pierdem timpul, dar sau să greșim în viață, sau să mergem, să alegem lucruri care nu ne aduc fericirea pe care ar vrea Dumnezeu să ne-o aducă. Există un război teribil, un război spiritual, și diavolul vine cu atacurile lui, cu lucrurile lui în sensul acesta, dar Dumnezeu vrea să intervină, și Duhul Sfânt, dacă noi suntem atenți, este acolo lângă noi ca să ne călăuzească, ca să ne dea călăuzire. El vrea să ne poarte de mână și să fie acolo lângă noi atâta timp cât noi suntem deschiși la vocea Domnului și la călăuzirea Domnului. Ceea ce vreau să vă spun, poți să dai mai departe până la ce-i scris cu roșu slide-urile pe ecran. Dacă noi ne dorim să luăm deciziile cele mai bune, trebuie să știm că Dumnezeu dorește infinit mai mult ca să ne călăuzească, astfel încât să ne trăim viața cu semnificație. De aceea putem avea încredere în El. Domnul Iisus spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este la lucru și vrea să fie la lucru în viața noastră ca să ne călăuzească, să fie acolo lângă noi ca să ne călăuzească în fiecare moment, în alegerile noastre, în alegerile pe care le face. Călăuzire. Poate se pune problema cum putem să știm cum ne călăuzește Dumnezeu. Dragii mei, un lucru foarte important, și vreau să amintesc scurt aici, este să punem preț pe Scriptură, da? Pentru că călăuzirea specifică a lui Dumnezeu are la bază călăuzirea sau descoperirea generală din Scriptură. Dacă ești gata să asculte Scriptură în totalitate, dacă ești gata să te supui voii lui Dumnezeu, Dumnezeu cu siguranță te va conduce, și dacă ești gata să plătești prețul, așa cum au fost gata apostolii: Doamne, dacă trebuie acolo, acolo mergem pentru Tine. Dacă trebuie să fim bătuți, dacă trebuie să fim împroșcați cu pietre, dacă ești gata să plătești prețul, dacă ai Scriptura în mână, dacă îi spui: Doamne, vreau să fiu călăuzit de Tine, cu siguranță Dumnezeu te va călăuzi în fiecare moment să iei deciziile cele mai bune. Duhul Sfânt e lângă tine ca să te călăuzească în tot adevărul. Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Sfânt. Amin. El e acolo lângă noi, dragii mei. Dacă am putea să ne deschidem ochii noștri spirituali și să-L vedem pe Duhul Sfânt cum stă și ne șoptește, ne vorbește, ne trece prin circumstanțe, prin situații pe care noi le înțelegem sau nu le înțelegem. Uneori sunt lucruri bizare în viața noastră, uneori sunt răsturnări de situații, uneori sunt uși închise, uneori sunt alte uși deschise, dar Dumnezeu prin toate acestea ne conduce pentru împlinirea voii Lui. Uneori ne întrebăm: de ce, Doamne? Și Dumnezeu vrea să ne vorbească și să ne călăuzească pe un anumit drum și să-și facă planul Lui cu noi. Mi-aduc aminte de un episod din viața mea. Eram prin după ce am terminat liceul, stăteam acasă să învăț ca să merg la școală, la facultate, și atunci nu se intra așa de ușor. Acum cu 500 de euro ai diplomă de la Chișinău, dacă vrei, nu mai trebuie nici să faci școala. Se spune că singura condiție să termini o facultate e să-ți iei bacul acum, da? Așa că nu se intra așa ușor. Erau câțiva dintr-o clasă care intrau la facultate date vremea aia mea, și învățam acasă ca să intru anul viitor când venea la facultate, da? Și aveam că cărțile de matematică, de fizică pe masă, pe acolo, peste tot, da? Mă frământam atât de mult pentru că am înțeles că Dumnezeu vrea altceva de la mine, dar exista lupta aceasta în mine pentru că îmi plăcea mult tehnica și știam ce vrea Dumnezeu de la mine. Și
Mi s-au făcut propuneri în câteva rânduri ca să merg la școală, la București, la teologie. Am neglijat lucrul acesta, dar știam sigur că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Dar eu îmi spuneam, nu, învăț, mă duc la facultate, mă fac inginer și apoi văd ce mai vrea Domnul. Nu era de ales între două lucruri rele, și unul și altul era bun, da? Dar se pune problema pe mine unde mă vroia Domnul, da? Și la un moment dat am ieșit cu tinerii, poate mai sunt pe aici, am ieșit la Giurgești, la cetate, și am stat până seara. Vorbesc de moduri ciudate în care Domnul lucrează în viața noastră. Văd că Doina zâmbește, că știe ce s-a întâmplat. Am stat până seara acolo la Giurgești și seara cred că am vrut să mergem acolo pe deal și să facem foc și să cântăm ca să audă tot satul cum cântăm noi de frumos. Da? Eram un grup mare. Am luat lemne în braț și am mers, dar era un drum destul de rău pe acolo. Era o prăpastie de vreo 7 metri undeva înaintea noastră și se trecea așa numai pe un dig. Eu aveam lemnele în braț, cineva cu lanterna era în spatele meu și la un moment dat Domnul i-a luat lanterna, i-a făcut mâna într-o parte, da? Și eu în loc să o iau pe drumul ăla m-am dus un pic pe alături și direct în groapa aia de vreo 7 metri unde erau numai pietre așa, da? M-au protejat puțin lemnele care le aveam în braț, dar am căzut cu capul, da, atunci mi-am schimbat părul, pa, acum iar l-am așa, dar mi l-am schimbat imediat invers ca să nu se vadă, pentru că aici și acum am semnul ăsta, încă îl simt, da? Ca să știu cum Domnul mi-a vorbit, da? Și am dat cu capul acolo, bineînțeles că m-au dus pe brațe, mi-am rupt piciorul, tot sânge. După ce m-am trezit, după vreo oră, mă cărau vreo 3-4, da? Am zis să mă lase jos, cum, eu sunt puternic, m-au lăsat jos și am căzut. Au zis, nu mai vrei jos, hai să te ducem acasă la familia Pop, dar și Maria, ei știe, și acolo tot ascundeau de mama lor ca să nu știe că m-am lovit, nu știau cum să facă, au dus o asistentă în casă, m-au dus la spital, când m-am văzut a doua zi în oglindă, m-am speriat, am crezut că nu mai somn niciodată, aveam un picior în gips, bineînțeles că n-am răbdat să-mi țin gipsul 45 de zile, la 30 de zile mi l-am tăiat jos, eu mi l-am luat jos și apoi am mers chiop la lucru vreo nu știu cât timp, dar ce s-a întâmplat atunci, imediat după ce am mers în spital. Poate ai mei își amintesc când au venit odată acasă, cărțile mi erau strânse de pe masă. Toate. Acolo, în spital, prin împrejurarea aia, într-un mod bizar. Nu știu de ce ar trebui să folosească Domnul asta. Dar Domnul mi-a vorbit și mi-a spus, eu vreau altceva de la tine. Punct. Și lucrurile s-au schimbat radical în viața mea. Nu mi-a mai trebuit inginerie, am mers la școală, la București, la teologie și Dumnezeu m-a condus, dar ceea ce am vrut să exemplific e modul ciudat în care Dumnezeu lucrează uneori, da? Da? Modul poate dur pentru unii, Dumnezeu a trebuit să lucreze dur cu mine că eram încăpățânat rău și mai sunt, dar într-un mod din ăsta, ceea ce e important e că Dumnezeu ne călăuzește. Al doilea lucru, izbăvește-ne de cer rău. Acesta este al doilea lucru care vrem să-l vedem în textul acesta ca și aplicație. Da? Chiar dacă te lași călăuzit în totalitate de Duhul Sfânt, problemele sau atacurile diavolului nu vor lipsi. Ele tot apar și capitolul acesta ne exemplifică lucrul acesta. Diavolul a venit cu cel puțin 3 atacuri, să distorsioneze mesajul Evangheliei, să-l combine cu elemente din păgânism. Apoi a fost îndreptat un atac împotriva purtătorilor mesajului, aruncați în temniță, bătuți cu nuiele. Apoi le împietrea inimile oamenilor, inimi robite și împietrite, da? Dar ceea ce este important, că Dumnezeu lucrează și Duhul lui Dumnezeu era acolo și lucra cu putere. Duhul lui Dumnezeu le dădea putere apostolilor să înfrunte prigoanele și este extraordinar exemplificat aici. Pavel stă în temniță cu Sila și cântă cântări de laudă acolo cu picioarele îmbutuci în loc să-și plângă de milă, da? Cântă cântări de laudă Domnului, da? Pentru că Duhul Sfânt era acolo lângă el și îi dădea putere să facă asta. Dumnezeu lucrează la inima Lidiei și atât de clar în textul acesta. La inima temnicerului, folosește circumstanțe, la inimi împietrite.
pregătite, da, Dumnezeu, Duhul Sfânt este acolo prezent ca să lucreze. Duhul Sfânt intervine în mod miraculos și se întâmplă o minune acolo și Duhul rău iese din ghicitoare pentru ca atacul celui rău în sensul acesta să fie limitat, da? Trăim într-o lume, dragii mei, în care diavolul vine cu atacurile lui, vine să ne atace efectiv, pentru că suntem într-o lume în care domnește diavolul. El este aici, de aceea treci prin probleme, prin frământări. Puterea lui e limitată. Citim asta în Apocalipsa. Există un text acolo în Apocalipsa pe care e interpretat atât de greșit în zilele noastre, unde scrie că diavolul va fi... Am citit și am studiat recent Apocalipsa, da, acum la începutul anului, că diavolul va fi legat pentru 1000 de ani, apoi va fi deslegat iar la vremea sfârșitului ca să înșele neamurile. Ce vrea să spună textul acolo? Nu-i vorba niciun caz de 1000 de ani, e vorba de 1000 de ani textul în original, adică e vorba de o perioadă lungă de la Hristos încoace și până când are să vină Hristos. Diavolul va fi legat și apoi va fi deslegat iar chiar atunci în vremea sfârșitului, când va lucra cu putere mai mare, legat în sensul că puterea lui va fi limitată aici pe pământ, atâta cât îi îngăduie Dumnezeu, dar El este aici. Dumnezeu nu îi îngăduie mai mult decât știe că putem noi duce. Dumnezeu nu îi îngăduie mai mult decât scrie că nu sunteți ispitiți peste puterile voastre și Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ispite, să le puteți răbda. Dumnezeu știe cât putem duce și puterea diavolului e limitată aici pe pământ și Dumnezeu îngăduie doar și conduce situațiile acestea tot spre binele nostru, da? Pentru că El este suveran și El știe să le pună toate la oaltă și conduce toate lucrurile spre binele nostru, chiar și îngrijorările noastre, chiar și problemele noastre, chiar și toate lucrează împreună spre binele nostru, că pentru că suntem și atâta timp când suntem în mâna unui Dumnezeu puternic, în mâna lui Dumnezeu, da? Apoi, un alt lucru pe care aș vrea să-l amintesc, te rog să dai mai departe, Călin. Duhul Sfânt este Cel ce face lucrarea noastră eficientă și este ultimul lucru pe care îl amintesc. E atât de minunat să privim acolo cum Duhul Sfânt lucra. Duhul Sfânt era acolo și făcea minuni. Duhul Sfânt deschide inima Lidiei. Duhul Sfânt vine acolo la temnicer și face ca toate să cadă și temnicerul să cadă la picioarele apostolilor și să spună ce să fac ca să fiu mântuit. Atunci când te lași călăuzit de Duhul Sfânt, Dumnezeu este lângă tine ca să te izbăvească de cer rău, da? Și ca să facă lucrarea ta eficientă. Promisiunea făcută de Hristos înainte de a se înălța la cer este aceasta și devine mai mult decât evidentă în acest capitol. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor și parcă ar vrea Dumnezeu să ne spună nouă astăzi prin textul acesta și vă rog, duceți aceste lucruri cu dumneavoastră. Sunt cu voi ca să vă călăuzesc în tot adevărul. Sunt lângă voi ca să vă izbăvesc de cer rău. Sunt lângă voi ca să vă dau biruință și eficiență în lucrare. O, Duhule Sfinte, vino în toată plinătatea ta la noi și fii acolo lângă noi. Avem atâta nevoie ca Duhul Sfânt să se coboare în viețile noastre într-un mod special. Atât de frumos a spus Domnul Iisus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Cât de minunat este lucrul acesta. Duhul Sfânt este lângă noi. Asta ne comunică capitolul 16, ca să ne călăuzească în tot adevărul, ca să ne izbăvească de atacurile diavolului, ca să ne dea biruință și eficiență în lucrare. Și astăzi suntem chemați, studiind a faptele apostolilor, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu și să ne bizuim pe Duhul Sfânt care e cu noi și care e lângă
lângă noi, amin? Asta vrea Dumnezeu de la noi, în toate alegerile noastre, în toate problemele și frământările noastre, în lucrarea noastră, în tot ceea ce facem, să ne punem toată încrederea și să ne bizuim, pentru că ne-a fost dat un Duh Sfânt care să fie cu noi și lângă noi, care să ne călăuzească și să fie acolo, să fie acolo aproape de noi. Haideți să ne ridicăm și aș vrea, înainte de a ne, ruga să cântăm, invit echipa de închinare aici și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu cu un cântec care vorbește și care merge atât de bine în această situație și să stăm în prezența Domnului efectiv, dar aș vrea să pui versetul următor, să privim spre el pe ecran și să privim spre el în timp ce facem acest lucru. Dumnezeul nădejdii, spune Apostolul Pavel, și asta doresc tuturor în ziua aceasta, să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin? Haideți să stăm în prezența Domnului. Aș vrea mai întâi să-i cântăm și apoi să continuăm să ne rugăm și să-i spunem: Duhule Sfinte, avem nevoie de tine să ne călăuzești, să ne păzești de cel rău, să dai eficiență și semnificație lucrării noastre. Ne bizuim pe tine, Doamne, Duhul lui Dumnezeu nădejdii, să ne umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința și prin puterea Duhului Sfânt să fim mântuitori. Haideți să-i cântăm Domnului și apoi să continuăm să ne rugăm.
Cu dorul tău ce sfânt.